Am ajuns la Siggy City! Am ajuns la Siggy City! Doar că nu mergem în direcția cealaltă! Da, mă rog, asta era... La machiaj, la păr! Era un cadru de prezentare. Da, Sighișoara 2.0, pentru că filmăm din nou pentru serialul Adela, dar vă povestim mai multe mai târziu. Mara, cum te simți, Siggy City? Foarte înfrigurată în momentul de față. Da. Cum era în mai și cum e acum? Da, da. Păi filmam o mânecă scurtă în mai când am venit în altă, da. Adică e soare afară, dar tot. Bună ziua, bună dimineața, Siggy City 2.0! Are you serious? Fraților, suntem din nou la Sighișoara și avem o veste mare să vă dăm. Filmăm pentru sezonul 3. Filmăm pentru... Poți să zici, să știi, poți să zici, nu mai... Adela. Nu doar Adela. Stai, unde mă uit? Asta e camera, ok. Nu doar Adela. Filmăm pentru sezonul 3. Lasă! Da, cam așa trebuia să arate deplasarea noastră la Siggy City, doar că inevitabilul s-a întâmplat și unul dintre pionii importanți din serial s-a îmbolnăvit de COVID. Da, am avut un caz izolat, din fericire, din momentul în care am aflat în urma unui test rapid că acest coleg are COVID, a trebuit să împachetăm totul și să plecăm înapoi la București. Tot ce contează e că la 2 săptămâni după ne-am reîntors în Sighișoara, am reușit să filmăm tot și acum fac acest vlog. O să vedeți partea următoare, deci prima parte a fost cea care n-a fost să fie, din păcate. Începusem vlogul și după aia am plecat trist spre București cu gândul că, mamă, nici nu filmăm, nici nu am apucat să fac vlogul. Abia se anunțase că noi facem sezonul 3, deci era și o veste proaspătă, acum evident toată lumea știe că se face sezonul 3 din Adela. Dar vreau să vă arăt ce am făcut, o mică parte, pentru că nu pot să dau spoiler prea mare din poveste, evident. O să vă arăt cum ne-am distrat, cum ne-am simțit în Sighișoara și de asta, fraților, în loc să fie Sighișoara 2.0, o să spun că este 3.0, pentru că 2.0 a fost și nu s-a filmat. Am avut o mică parte doar pentru vlog, dar de filmat pentru serial nu s-a putut filma din cauza acestui caz izolat de COVID. E, Sighișoara 3.0 a fost cu noroc, deci să înceapă Siggy City 3.0. Da, fraților, de data asta se întâmplă. Filmăm în Siggy. Siggy City 3.0, fraților, de data asta chiar se filmează, nu o să mai intervină nimic, credeți-mă, nu ar fi ce să mai întâmple, abia aștept să vedeți. Nu pot să vă spun nimic din poveste, pentru că filmăm pentru sezonul 3, dar o să vă las un mic sneak peek, așa, o să merg pe set să-i filmez pe colegii mei când filmează. Mara, zi ceva pentru fanii mei. Asta e pentru vlog? Da. Dezamăgitor. Toto, ești pregătit să filmăm la Siggy City? M-am născut pregătit. Pentru season 3? Season 3. O, uite-l și pe celălalt frate. O, salut. Cei trei frați. Vă salutăm. Nu e posibil. Hai, fraților! Doamna Alexandra, ce se întâmplă? Mai filmăm și noi azi?
Ți-o cauți lumânarea? Unii filmează, tu nu. Deci omul ăsta a zis că mă moară să nu mă văd. Nu, e un om extraordinar și scrie foarte frumos. O să am secvențe minunate în sezonul 3. Când mori. Măcar să fie o moarte din aia cinematografică. Bună dimineața, am un deja vu că te-am mai filmat odată. Bun dimine. Suntem la tine acasă, la Sighi City? Da. Poți să vorbești, te filmezi pentru sezonul 3, pentru vlogul meu, o să-ți dau un tag. Vrei să le zici ceva oamenilor de pe vlog, despre sezonul 3? Sunt împietrit de emoție. I can't wait. Me neither. The French. Thank you. Thank you so much, Mishu Kalin. Și stați puțin. Este și Mara Doriana. Cum pot să filmez atât pentru vlog? Este magiav. O idee foarte bună, Mara Doriana. Băgăm viteză, băgăm viteză, să urcăm. Hai, Dane, hai că pot. O, nu merg. Dunăev, ce-ai mâncat azi de nuri? Nici eu nu mai știu. Am întâmpinat o situație, pur și simplu nu putem urca pentru că avem un actor aici cu greutate, Alexandru Dunaev. Mulțumim, Duni. Dacă nu erai tu, urcam cu ușurință. O, ia uite cât de aproape suntem de zid. O, uităm. Hai, doamnă, știu. Dă-i, Dani, dă-i, tată. Dă-i. Hai, mă, că merge. Hai, mă. Nu merge. Piatră cubică. Hai, mergem pe jos. Da, o să mergem pe jos până la urmă, dar asta e, facem mișcare. Hai, Duni, cu vocea. Dunaev, ne-am mai filmat pe aici, mai ții minte? Da, da, parcă se întâmpla altceva. Ia, arată-ne, și te rog. Era mult mai cald, știu că veneam în pace. Da. Eu așa țin minte și la un moment dat făceam stânga. Bă, și erau niște trepte, știi? Mm-hmm. Și pe treptele alea se întâmplau niște chestii. Bă, foarte mișto. Să foarte vedem mișto. Dacă cineva de pe vlog își va aduce aminte. Oare ce se întâmpla pe acele trepte? Ia să vedem. Unde, Duni? Ne încearcă amintirile în locul ăsta, unde s-a și filmat de altfel odată, pentru pe sezonul... Pentru primăvară. Primul sezon. Primul sezon. Sezonul 1, da. Nu, sezonul 2. Sezonul 2. La câte sezoane vom face pentru serialul ăsta, nu o să mai țin. Adică acum când se distribuie acest vlog, la ce sezon suntem? La 68, nu? Da, la 68. Și o să fim deja grizonați, o să avem copii, da, o să fim căsătoriți, divorțați, nu, sperăm să nu. To the moon! Da, vă pupăm, ne pregătim pentru secvență. Ce secvență avem? Nu știu, dar stai să-mi facă închidere. Fă-ți ieșirea, hai. Hai, amândoi.
careva peste noapte. Superman, Iron Man, Foschem. Armor Man. Armor Man, dă-i, dă-i, dă-i. Exact pe vocalele în brațe. Man. Dă-i, dă-i, dă-i. Ruginit Man. Rusty Man. Florin din militar. Florin din militar, man. Yeah. Ai grijă cum mănânci. Cine ești tu, mă? Cine ești tu, mă? Mănâncă cum o să fac. Mersi. Ce-ai făcut, mă, copil de 5 ani? Nu eu am făcut, m-a călcat cineva pe picior. Mergi frumos, mergi frumos. Eu mănânc frumos. Așa, ia uite, asta e în exclusivitate. Iulia Iordache, ștergând la Lida și Rușunii. Mulțumesc. Gusta la gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Bravo, Dan. Deci nu există așa ceva. Dunaeva a făcut, deci e internațional deja. Se vede de internațional. Iertați-mă, pe mine nu mă compar cu n-am. Me che es esto, Casa de Papel? Cine avem aici? Nu vă supărați, ce căutați aici peste? Ați văzut ce s-a întâmplat? Dunaeva a făcut poze cu niște fete din Spain. Din Spania, frumos. Din Spania și eu am zis, me gusta la gasolina și am râs. Uitați-vă la mine. Sunt un om de anumită vârstă, sunt un actor serios. Ăștia sunt doi gagicari care la filmare se țin de turiste spaniolași. Deci eu am treabă acum, trebuie să intru pe set. Ah, ok. Da? Scuze. Scuze. O să vină și la tine spaniolaicele. De ce sunteți atât de stingheri? De glumele bune pe care le fac. Mulțumim mult! Mulțumim, puteți să ne contactați? Era de rău! Dar de ce te răstești la mine? Pentru asta e gestor? Pentru că nu înțelegi, nu înțe... Iertați-mă! No. Mă afinești? Mă afinești? Mă afinești? Pentru că e o gaură în creier. Ce-am, mă? Are o gaură în creier, chiar are! Unde, mă? Care? Care creier? Oh! Să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. Nu este adevărat că sunt flori trecătoare, sursul lor curat niciodată nu moare. Costine, ce ai făcut atunci? Am avut parte de accidentări aici, la Sigi City, filmare. Costin și-a scrântit glezna. Marinica, ce faci, tata? Îl vindec cu ăsta. Hai, mă, lasă așa! Mă zăpăcești? Să dăm și repost, ca să-ți dau niște followers, că-i sărat. Oh, mulțumesc! Tot followers și mai să vină la tine. Stai!
Story, story, este story cu Ana Moșneagu. Story, 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 bută telefonul, să o vedem pe Oana, șoacilea pe Chris. Pac, 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 story, story, focus, focus, ta, 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 ta. Am revenit la Siggy City și o să filmăm ce mișto e Gagica. Am zis. Wow. Da.